9 și 10 minute, sunteți în deșteptarea la Europa FM. Dați în ele. Băi, am lumea așteaptă rețete de la voi. De culinaria, da, avem o super rețetă, am văzut ieri și am salivat aici pe vreo două pauze publicitare. Era și foarte bine filmată. O rețetă de ceafă de purceluș la cuptoraș cu berică neagră. Berică neagră în cratiță. Da. Și zic lui Luca. Și Luca zicea, păi eu fac de asta, cum faci? De ani de zile. Și e întrebat. Ceafă berică. Mama făcea și am practic să fac. Gătește singură. Zi rețeta, e nebunitoare. Sunt două rețete distincte ușor. Adică rețeta mea e cu marinare în bere neagră, în primul rând, da? Adică pui într-o pungă o bucată, iei o bucată de ceafă de porc, pe la 2 kg așa. O pui într-o pungă și în pungă verși o cutie de bere. Berea neagră e cel mai bun prieten al cefei de porc. Da. Pentru marinare, garantat. 2-3 căței de usturoi zdrobiți aruncați acolo, câteva foi de dafin, cimbru, dacă vă place cimbru. Cimbru merge foarte bine cu porcul. Și așa, să zic, o 30 de mililitri de ulei. Ok. Știi? Închisă punga și lăsat acolo în zeama asta 24 de ore sau măcar doar peste noapte. Ok. O scoți, o lași să ajungă la... Da, asta faci pentru aromă, că ceafa de porc oricum e fragedă. O frăgezește și mai bine. Ok. Și o și aromatizează. Scoți pe urmă carnea din frigider cu vreo 2-3 ore înainte să o gătești, ca să se ridice la temperatura camerei măcar. Și pe urmă eu o făceam la cuptor în hârtie de copt, cu zeamă din marinada asta, îi mai tot adaug zeamă, știi, din când în când, și o las, e slow cook, vreo 3 ore la temperatură de 150 de grade, și după aia doar îi dai față. Dar nu mai pui și legume pe lângă? Absolut nimic. Ok. Și merge foarte bine cu piure, sau cu legume coapte, și excel, piure, este... Frate, ce legume ai este, din punctul meu de vedere... cu brocoli. Din punctul meu de vedere este... varză furajeră. Cale. Pot să fac aici o paranteză? Cum naiba, de unde a apărut această conspirație mondială care încearcă să ne bage pe gât varză furajeră? Varza furajeră nu e pentru oameni și se vinde sub numele de cale, din câte înțeleg. Okay. Cale. Nu avem de a face cu așa ceva, nu vreau să aducem în discuție. Bun, revenim. Din punctul meu de vedere, este preparatul care se pretează cel mai bine la dulceață de ardei iute. Da. Mie nu-mi place cu nimic altceva, la fel de mult... dulceața de ardei iute, cum merge cu această friptură din ceafă de porc. Friptură ce poate fi, că iese o bucată consistentă din vreo 2 kg de niște ceafă. Feliuțe tai de niște feliuțe, după care de vreo 5 cm. O poți mânca și rece 2-3 zile liniștit, după aia o felie subțire așa și cu dulceața de ardei iute, crede-mă. O pâine țărănească, ușor rumenită și frecată cu usturoi. Mamă, eu de la cremile. Face corespondenta noastră de la Vâlcea, Nicoleta Ene, o dulceață de ardei iute cu ghimbir. Da. De mori. Am adus în pe la târguri, poate o găsi. Am gustat și eu. Aha. Foarte bună. E, rețeta pe care ai dat-o tu ieri, da, pe grup, așa, e altfel. Este ceafa de porc, nu o marinează deloc, o pune într-o oală adâncă, cu puțin ulei și o perpelește pe toate părțile. O rumenesc, da. Îi dau culoare. O da. Sigilează, o caramelizează. Da. Așa. După care adaugă berea, da, ceapă, câțiva căței de usturoi, cartofi dulce, am văzut că pun, sau morcov. Era mai de prin America de Sud ceva. Da, și este o tocană, adică este o tocană din legume, bucata de ceafă e tot piesă întreagă, știi? Și o lasă pe aragaz cu capac, tot poți așa. Poți să dai și la cuptor. Sau poți să o pui și în cuptor cu tot cu... Sincer să fiu, eu toate fripturile astea pe care le fac bucăți mai mari de carne, și nu doar, și alea care sunt cu carne mică. Prefer să dau la cuptor decât pe flacără. Pe flacără trebuie să mereu se arde, se, nu știu, se prinde, se trebuie să le dau la cuptor. Ce înseamnă mai mult de o oră jumate de gătit, e ideal de pus la cuptor, categoric. Foarte și am zis ieri, George, mai avem un minuțel scurt, că ieri am avut într-un moment publicitar, a venit vorba de șacșuca. Șacșuca. Era pizza cu șacșuca și concurenta nu știa ce e șacșuca și am promis că spunem azi repede ce e șacșuca. Șacșuca e un preparat tradițional nord-african. Mă rog, și din Orientul Mijlociu. Da, un preparat care a creat o dezbatere, să știi, în lumea culinară, că izraelienii spun că e al lor, palestinienii că le aparține, nord-africanii, Maghrebul... Ca tot ce e acolo este o fuziune între diferite stiluri și mâncarea din Orientul Mijlociu este foarte bună, dar nu cred că e ceva care poate spune, asta e numai de la noi. Exact. E cum e tocătura la noi, la sârbi, la, știi, cu micii și cevapcii și alte alea, așa e și la ei cu șacșuca. Așadar, șacșuca, usturoi,
ceapă, ardei gras, călite, o conservă de pulpă de roșii, da? Uh-huh. Sau de suc de roșii în tigaie acolo și pe urmă faci niște cuiburi în sucul ăla de roșii și spargi ouăle acolo și le lași la capac până se gătesc, este un fel de ouă poșate în suc de roșii și legume coapte. Dar cel bâr... Și multe mirodenii. Asta e, mirodenii orientale ca la vadulat, ca le-ai dau tot șozul. Săptămâna viitoare vorbim despre cilbâr, că am început cu ouă făcute... Cilbâr? Este un mic dejun turcesc, care înseamnă ouă poșate pe un pat de iaurt cu usturoi și pe deasupra un sos de unt topit cu... au ei un condiment, îmi scapă numele ăla, roșu... Pulbiber. Pulbiber. Da. Hai că vă dau săptămâna viitoare rețeta asta. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.